Meteorologii vin cu vești bune pentru acest weekend în care românii își petrec mini-vacanța de 1 mai. Chiar dacă vremea a fost capricioasă în ultima perioadă, temperaturile vor fi în creștere în toată țara. Vești cu siguranță mai bune față de ceea ce s-a întâmplat în zilele anterioare. Pentru că, pe de o parte, valorile termice vor fi în creștere în toate zonele și vor ajunge în limite normale pentru această perioadă din an. Pe de altă parte, gradul de instabilitate în zilele următoare va fi destul de redus, doar în zonele de deal și de munte, cu precădere după amiaza și seara. Vor fi ploi de scurtă durată, posibil însoțite și de descărcări electrice. Cei care își petrec mini-vacanța de 1 mai la malul mării au motive de bucurie, pentru că vremea va fi de partea lor. Zona litoralului, în următoarele zile, ne așteptăm la temperaturi maxime în jurul la 17 grade pe litoral. Vor mai fi și unele intensificări ale vântului, dar nu intensificări susținute, și vreme predominant frumoasă pe litoral, cu cer variabil spre mai mult senin. Pe parcursul nopților, în zona litoralului, se vor înregistra cele mai mari minime din toată țara, cu valori de 8-10 grade. Și cei care vor ieși în natură de 1 mai pentru un grătar cu familia se vor bucura de temperaturi de primăvară. În restul teritoriului, temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 16 și 22 de grade, chiar cu valori de 23-24 de grade în sudul și sud-vestul țării, iar minimele termice vor fi pozitive în toată țara și se vor încadra în general între 2 și 11 grade. Iar cei care rămân în capitală se pot plimba în parcurile bucureștene fără umbrelă. La acest sfârșit de săptămână și în zona capitalei vorbim de temperaturi mai ridicate, în jurul la 22 de grade, cu 7-9 grade pe parcursul nopților. Din fericire, nu mai vorbim de ploi în următoarele zile, va fi un cer variabil, chiar mai mult senin noaptea, dimineața, iar vântul va sufla slab până la cel mult moderat.